Evrei, capitolul 12, vom citi începând cu versetul 12 până la 15, patru versete. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Permiteți-mi să fac o rugăciune. Stăm în atitudine de închinare și mă voi ruga Domnului: Tată, am deschis cuvântul Tău. Te rog în continuare să lași inspirație prin Duhul Sfânt și să saturi după dorință tot ce are suflare. În seara aceasta au venit aici oameni care au nevoie de cuvânt, au nevoie de o încurajare, au nevoie de o ridicare, de zidire, sfătuire și mângâiere. Te rog, Doamne, dacă cuvântul meu aduce altceva decât zidire, sfătuire și mângâiere, atunci nu este bine. Te rog, lasă călăuzirea Ta, lasă descoperire profetică, lasă dar de deosebire a duhurilor, Doamne, lasă dar de tămăduire, de cunoștință, de înțelepciune, Doamne. În numele lui Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Vă salutăm împreună cu Manu în numele Bisericii Betleem din Arad. Reprezentăm 28% din Comitetul Bisericii. Să vă rugați pentru noi să ajungem cu bine acasă, să nu ni se întâmple nimic, pentru că trebuie să se facă alegeri anticipate. Manu, de altfel, este bătrânul Comitetului Bisericii Betleem. Este cel mai bătrân membru al Comitetului, e chiar mai mare decât mine, de aceea uneori vorbesc cu el la dumneavoastră. De asemenea, îi salutăm și pe cei care ne ascultă online. Am înțeles că sunt chiar mai mulți decât cei prezenți aici, fizic. Dumnezeu să vă binecuvinteze, s-ar putea să stați pe fotoliu, nu stați prea comod, rugați-vă pentru noi cei care stăm în picioare, s-ar putea să conduceți mașina, s-ar putea să fiți în alte și în alte situații. Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru toți. Amin. Primesc multe mesaje de la oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu în mediul online și care sunt zidiți și care iau decizii de botez și nu poate decât să mă bucure lucrul acesta. Frați și surori, am venit la dumneavoastră cu bucurie. Mi-am dorit de mult, vă spun drept lucrul acesta, și fratele păstor Simi, care mi-a fost profesor 3 ani de zile, și-a dorit și dumnealui. Așa a rânduit Dumnezeu să ajungem. Mi-ar fi plăcut foarte mult să-l prind acasă, ca să îi vizitez biblioteca. Trebuie să vă simțiți onorați. Am înțeles că este unul dintre păstorii din România cu cea mai mare bibliotecă. Și aș fi vrut măcar să o văd, măcar să o văd. Sunt pe urmele dumnealui, mai am câteva, mă apropii de 1000 de cărți în biblioteca personală, cele mai multe dintre ele devorate, citite și studiate, și da, mai am înțeles că dumnealui are câteva mii. Deci îmi mai trebuie vreo 20-30 de ani. Domnul să-l întărească. Am vorbit cu dumnealui, era aproape de graniță, mergea spre Austria, să lase Domnul ușă din cuvânt peste slujirea pe care o face. Frați și surori, e prima dată când sunt la dumneavoastră. Aș vrea să medităm la câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu și să predicăm împreună. Nu am venit să am un discurs, nu am venit să am o predică, nu am venit să vă dau pe spate, am venit să vă predic Evanghelia. Înainte de asta, eram cu Manu prezent într-o adunare și am citit poezia aceasta. Am scris-o după ce un frate și o soră au plecat din birou plângând. Nici nu am știut ce să le zic, că nu am atâta experiență. Unul dintre marele mele dezavantaje este faptul că sunt nevârstnic. Și unul dintre marile dezavantaje ale unora care ne provoacă, chiar când vin la noi la biserică, crezând că dacă sunt tânăr, sunt și moale. Eu nu v-aș dori vreodată să ajungeți să mă cunoașteți. Așa i-a zis Mircea cel bătrân lui Baiazid, nici ca Dunărea să nece spume gânda ta ale oști. Ei bine, dar sunt situații în care chiar nu știm ce să zicem. Și oamenii își plâng amarul, mă uit la fratele păstor, senior,
covaci cu care fac în general consilierea, plângem, le spunem ce putem, ne rugăm la final. Și de data aceasta n-am avut ce să zic, am plecat spre casă, am ajuns acasă și în mașină, înainte să cobor, am scris această poezie. Vă rog să îmi permiteți să o citesc. Am citit-o într-o biserică, a venit la final un băiat, a zis, cheamă pe păstor, pe păstorul local a chemat, în seara asta vreau să mă înscriu și să mă botez. Și am zis, da, ce s-a întâmplat? La final mi-a zis, în urmă cu 2 luni de zile am îngropat-o pe mama. Toată viața am auzit-o numai rugându-se pentru mine și mi-aș fi dorit să mă vadă în apa botezului. Și permiteți-mi să vă citesc, cât să mai plângă mama? Cât să mai plângă mama pentru tine, băiete, tu și fată dragă? Cât să mai fie tatăl necăjit de vorbe, de ocară, de banii cheltuiți în vânt, de viața ta murdară? Cu ochii ei zâmbind spre cer când ai venit pe lume și mâinile-i calde și moi întinse cu iubire și dorul ei arzând în piept viu Domnului să-i te închine, de ce acum în urma ta lași lacrimi fără număr, pe obrazul ei curat și sincer sapi riduri după riduri? Nu știi că fericirea ta atârnă în cinstire de tatăl tău, de mama ta, de a lor bucurie? Cu vorbe aspre de aspidă și cu priviri ostile îți răsplătești ai tăi părinți și speri la fericire? Aceeași mamă încrețită de ani și suferință ascunde în sufletul amărât iubire și credință. Când tu te îndrepți spre locuri sumbre, cu fiii ai nopții lumii, ea e plecată pe genunchi până la apusul lunii. Să nu o vezi dușman în sine, să nu-ți fie rușine, am bătrânit dorindu-și sincer ție să-ți fie bine. Vei fi părinte în curând și vei culege roada a tot ce ai semănat râzând, lăsând părinții lăcrimând să știi că vei da seama. Azi te îndemn să fii cinstit, să-ți recunoști greșeala, să o repari cum se cuvine și vei primi iertarea. Cât iartă un părinte în lume, doar Dumnezeu o știe. O, fiule rătăcitor, ce pribegești departe, pentru părinte ești tot fiu. De lași orgoliile firii și viciile toate, adună-ți forța ce-o mai ai și ia-ți locul la masă. Cu dragoste ești așteptat să te întorci acasă, de vei privi mândru semeț la ultima chemare, vei mai găsi doar un baston și soba și ochelarii și prăbușit vei plânge în pumn că n-ai cerut iertare. De aceea, fiule, te întreb, cât să mai plângă mama? Dacă a plecat dintre cei vii, mai dui o floare la mormânt și spune-i, îngânând, plângând, că nu a plâns degeaba, iar de trăiește nu uita să-i fie o amintire. Slujește-i cerului cât poți, mama în rugăciuni fierbinți lui Dumnezeu îi cere. Oferă-i floarea cea mai scumpă, cât îi simte mirosul. Cinstește-ți tatăl cât e viu. Curând vei sta lângă sicriu și nu vei mai putea să știi. Vei plânge că e prea târziu. Are Puiu Chibici o cântare atât de realistă și spunea printre altele despre mama, nu la mormânt îi trebuie trandafiri. Ce fățarnici suntem, ce neserioși. Ne ducem cu roaba de trandafiri pe mormântul părinților noștri. Și când au trăit, numai jignire, numai reproșuri, numai vorbe și vorbe și vorbe de ocară și se sting părinții noștri triști și nefericiți și criticați și certați și mustrați și neiubiți. Se sting de neiubire. O, Doamne, te rog din toată inima, întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. De ce? Să nu lovească Dumnezeu țara cu blestem. Iată de unde vine blestemul peste o țară. Din cauza certurilor. Că până la urmă despre asta vreau să vă vorbesc. Am citit-o din cartea Evrei, fratele păstor a citit,
din capitolul 1, despre tronul de slavă al lui Iisus Hristos. Și în seara aceasta aș vrea să punctăm câteva lucruri care ne-ar putea trimite departe de tronul lui Dumnezeu, departe de împărăția lui Dumnezeu, după o viață întreagă de religie, după o viață întreagă de rigori sectariste și religioase, să ajungi în fundul iadului. Iată cum se poate ajunge acolo. Iată cum poți să fii prezent în adunare, membru activ în adunare de 40 de ani și în inima ta să fie infernul, să fie iadul. Un iad ambulant care merge pe picioare. Spune cuvântul Domnului aici așa, vegheați să nu dea, să nu dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare. Frați și surori, sunteți în seara aceasta aici. Numai Dumnezeu din cer știe exact ce e în sufletelul dumneavoastră. Numai Dumnezeu știe ce cuvinte spuneți înaintea Domnului. Ce necaz ai. S-ar putea durerea ta să fie atât de mare, să fii la limită de nebunie. Să zici, că dacă nu intervine Domnul, înnebunesc. O, nu înnebunești. În seara aceasta o mână nevăzută din cer va cobori în casa ta, în inima ta și îți va ridica povara. Dar va trebui să-ți conformezi sufletul și viața, să le acordezi la voia lui Dumnezeu. Să nu fie vreun lăstar de amărăciune, să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Iată cum ne păzim de păcate mari, zicem noi, s-a făcut și o ierarhizare a păcatelor, sunt cele 7 păcate cardinale. Și ne păzim de alcool, ne păzim de curvie, ne păzim de tutun, ne păzim de crimă și ne permitem păcate care ne depărtează de împărăția lui Dumnezeu și care aduc multă tulburare. Tulburarea fură bucuria. Un om tulbure este un om care nu mai are bucurie și în jurul lui e taifunul. Cum se manifestă tulburarea? Prin neliniște? Ești în locul acesta, dar stai ca pe ace. Abia aștept să se termine. Se termină în curând, eu nu predic mult. Imediat. Dar celor mai mulți o să vă pară rău că se termină. Știți de ce o să vă pară rău? Pentru că aici îl auzeam pe Manu cântând cântările minunate ale lui Dumnezeu. Când cântă un cântăreț plin de Duhul Sfânt, știți că demonii sunt puși pe fugă? Demonii nu rezistă în prezența cântării de laudă. Când mă uitam la copilul acesta, iertați-mă că am zis copil, că poate e mai bătrân, dar arată el mai tinerel. El știe cu ce să mănâncă vioara. Orice îi pui lângă vioară, el știe. Și mă gândeam, și venea David și începea să cânte la vioară, la violoncel, la ce mai avea el, harfă, și ce mai avea el pe acolo, sau harpă. Și când cânta el, plecau duhurile necurate de la Saul. Dragilor, multora dintre voi, pentru dumneavoastră, prezența în casa lui Dumnezeu, slujba asta de 2 ore, e raiul pe pământ. Pentru că vă duceți acasă și vă așteaptă infernul și durerea. O neliniște, lipsa păcii, anxietate. Ești aici și ești anxios. Nu mai ai chef de nimic, nu mai ai bucurie pentru nimic. Pe pământul acesta îmi scria o doamnă zilele acestea, nu mai am niciun motiv să trăiesc. Nu mai am niciunul. Și s-ar putea să nu mai găsești niciun motiv, s-ar putea să fii în depresie. Tulburarea aduce frică, aduce o stare interioară, un ciclon emoțional în sufletul și în inima ta. Aduce incoerență, ineficiență, un om tulburat nu mai e eficient. De ce vă spun lucrul acesta? S-a demonstrat că randamentul maxim al unui om este dat în momentul în care e liniștit, bea un ceai, o cană de apă, e acolo în biroul lui, de aia m-am apucat să scriu. Este singurul mod în care pot să mă exprim exact cum sunt eu.
În momentul în care stau în fața dumneavoastră, deja sunteți oameni de vârsta părinților mei. Emoțiile scad capacitatea la 90%. Dacă emoțiile sunt prea mari și ești nervos, scade la 70%. Dacă nervii se transformă în mânie, scade la 40%. Iar dacă mânia se transformă în crize de isterie și se manifestă prin trântiri de uși, prin ridicare de ton, prin aruncare cu obiecte, scade capacitatea intelectuală a unui om sub 10%. Știți ce înseamnă asta? Că un câine are mai multă minte decât un astfel de om. În faza asta, omul este capabil de crimă. Dacă are un topor, un cuțit la îndemână sau un pistol, te omoară. Și s-ar putea în seara aceasta să vă cercetați. Dragi surori, ați văzut în ultima perioadă pe bărbatul dumneavoastră tulbure? O privire de zici că e monstru. L-ați văzut? Așa e că aduce tulburare în casă. Dragi bărbați, ați văzut-o pe doamna tulburată. Vă vând un pont aici. Să aveți grijă ca doamna să fie bine. Că dacă ea e bine, toată casa e în pace. Dar dacă doamna e tulburată, toată casa e tulbure. Acum și dumneavoastră, nu vă tulburați așa ușor. Încercați să vă mai mențineți limpezi. În tot aruncați vina pe noi, că din cauza lui frate, că nu știu cum vorbește, că nu știu cum se comportă. Bun, dar și din natura noastră, de oameni educați, de oameni mântuiți, de oameni născuți din nou. Și aș vrea în seara aceasta să ne oprim în dreptul cuvântului Domnului și să vedem câteva surse ale tulburării. Eu le punctez, încerc să le explic puțin și închei. Prima sursă a tulburării, eu am găsit-o, și o intuiți și dumneavoastră bine, este diavolul. Dragă bărbat, nu mai da vina pe nevastă din cauza că v-ați certat. Nu e ea de vină. De data asta. Sunt situații în care soția e de vină. Sunt situații în care bărbatul e de vină. Dar nu întotdeauna cineva din casă e de vină. Vreau să înțelegeți un lucru, că diavolul este sursa celor mai multe tulburări din casele noastre. Ba odată vine printr-un copil, altă dată vine printr-o mașină, altă dată vine printr-un duh de cutie de viteze, altă dată vine printr-un duh de martor de bord, că se aprinde acolo și nu mai știi ce să faci și încotro să alergi. Mă zici, mă lasă, nu mă lasă, și diavolul aduce tulburare în viața noastră în multe feluri. Știți ce face satana în momentul în care aduce tulburare? Distruge discernământul, nu mai știi ce să faci. Și nu să mai înțeleg doi cu doi. Și zici, măi, ce se întâmplă în casa noastră, măi? Măi, dar noi ne-am iubit, da? La un an jumate de la căsătorie, gata, a venit unul, lucram la biserică, am venit, domnule păstor, nu era pocăit, să mă divorțez. Am zis, măi, eu nu pot să te divorțez. În primul rând, nu te-am căsătorit eu. O autoritate a statului român te-a căsătorit. Tu vii în biserică, noi am făcut doar o rugăciune să întărim din punct de vedere spiritual cununia, dar căsătoria a făcut o autoritate a statului român. Și dintr-o dată sursa aceasta a tulburării, frați și surori, spune cuvântul Domnului 2 Tesaloniceni 2:2, nu vă tulburați de vreun duh. Uitați-vă ce spune, nu vă lăsați așa clătinați, așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum că ziua Domnului ar fi venit chiar. Lasă textul acesta. Așa de repede ne tulburăm. Gândiți-vă că ne sare prea repede muștarul. Prea repede ne enervăm, prea repede ne tulburăm și pentru că ne tulburăm prea repede, sunt duhuri specializate, trimise de diavolul, de Lucifer din infern, ca să aducă tulburare și să o aducă repede. Știți unde o aduce prima dată? În mintea voastră. Toată tulburarea se petrece în minte. Stăteam de vorbă cu oameni care spuneau, frate, stau seara până la 3-4 dimineața și îmi repet scenariile în mintea mea ca să știu când mă întâlnesc cu el ce să-i spun. Și zice, după ce am confruntarea, mă duc și iar nu dorm până la 3 noaptea, de ciudă că nu i-am spus și celelalte lucruri. Oamenii lui Dumnezeu.
Nu vă lăsați tulburați de duhurile înșelătoare pe care Satana le trimite în casele și în mințile voastre și vă aduc tulburare și n-aveți pace în casă. Și n-aveți înțelegere și nu e pace, spune Solomon, mai bine o bucată de pâine uscată și pace decât o casă plină de cărnuri, cu multe feluri de mâncare și ceartă, tulburare, că nu-ți mai vine să mănânci nimic. Îți vine să postești 40 de zile și 40 de nopți și apoi să fugi în pustie. Mai bine o bucată de pâine uscată și pace. Satana tulbură oamenii. Și unii au făcut din asta un obicei deja. Punem vina tot pe alții și tot pe alții. Eu aici am apă de la Certeze, e aproape de dumneavoastră, văd că sunteți fideli izvoarelor autohtone. Aici am o sticlă de apă. Eu dacă o agit, pot să o agit până mâine dimineață, vă garantez că eu desfac capacul și beau apă din ea. De ce? Că ea n-are impurități. Ea n-are nimic, ea e limpede. Poți să trăznești și să trăznești lângă ea, că ea n-are nicio treabă. O desfaci, o agiți, o desfaci și bei. Frate, zice, imediat cum am auzit vorba, mi-a sărit țandăra, mi s-a întunecat înaintea ochilor. Hello, de ce? Haideți să vă spun de ce. Dacă aceeași apă are doar o pipetă de iod sau, știu eu ce, rivanol, aici pe fund, numai un picuț, un picuț, sau un rezervor de cerneală, din ăsta, din pixurile astea, da? Un rezervor de cerneală, numai atâta dacă am făcut, e neagră. Ca și caracatița aia care răspândește cerneală. E neagră sau meduză, nu știu ce, e dintr-o dată. Haideți să înțelegeți o treabă. Nu mai dați vina pe nimeni. Tulburarea e din mintea ta. Și pentru că în sufletul tău ai niște probleme nerezolvate, că ajungem la punctul 2, și a doua sursă a tulburării este trecutul. Doamne și domni, suntem de ani de zile în casa lui Dumnezeu. Analizăm casele altora. Suntem nefericiți. Pentru că nu permitem nimănui, nici măcar lui Dumnezeu, prin mărturisire și recunoaștere, să intre în privatul nostru și în trecutul nostru și să ne ajute să rezolvăm problemele. Și aveți probleme de ani de zile sedimentate la nivelul inimii, nerezolvate. Sunt acolo nedreptăți, amărăciuni, ceartă cu sora. Deci stăteam de vorbă cu un cetățean, apropiat cumva de neam, și spunea la un moment dat, de când a făcut el nunta, că nu știu ce s-a întâmplat acolo cu sora lui, cu fratele lui, cu o grămadă de combinații. Măi, oamenii lui Dumnezeu, au trecut 30 de ani de zile și tu nu ți-ai rezolvat problema, tu nu te-ai vindecat în interiorul tău. Și pentru că nu te-ai vindecat, trecutul nerezolvat este o sursă de foarte multă tulburare. Tu nu ești limpede în sufletul și în inima ta. De aceea, dragi bărbați și doamne, cu ștate vechi de pocăință, întrebarea mea pentru dumneavoastră e următoarea. Sunteți siguri că v-ați mărturisit toate păcatele? A doua întrebare, când ați fost ultima dată la mărturisire? Și când ați fost, ați zis tot ce e acolo amărăciune? Trecutul dumneavoastră poate să reprezinte o mare sursă de tulburare. Eram într-o casă cu un frate de la noi, de la biserică. Departe de, am făcut o slujire undeva. Am intrat, 86 de ani avea doamna. Și am zis, ce mai așteptați? Dumnezeu vă iubește, nu vreți să vă pocăiți? Nu! Și am zis, știți de ce nu vreți să vă pocăiți? Că aveți o rană atât de mare pe care nu vreți să o vindecați. Ca de exemplu, mama dumneavoastră, dar eu nu știam ce îi spun, da? Mă rog Domnului să mă însoțească și cu darul de cunoștință, că nu vreau să pierd vremea slujind, să vin să traversez o țară întreagă și să vin să vă obosesc. Nu, mai bine, dacă se întâmplă asta, vă rog insistent în numele Domnului să-l rugați pe fratele Bumbar să nu mă mai cheme următorii 200 de ani. Și zic, dragă doamnă,
Cât de tare să fi greșit mama dumneavoastră să nu reușiți să o iertați? Nu vreau să vorbesc despre asta! Dintr-o dată, la 86 de ani, s-a activat în ea. Am zis, nu mai vorbim de nimic altceva, numai despre asta. Nu vreau să vorbesc. Ba da, trebuie să vorbim. În cele din urmă cedează, că nu pot, zicea, nu pot să-mi aduc aminte, că nu mă tulbur. În numele lui Iisus Hristos să plece duhul de neputință și să pot să-ți deschizi sufletul. Și apoi, dintr-o dată, se uită în gol, așa, de parcă se uita în veșnicie după mamă sa. Și a spus, de ce m-a abandonat la 9 ani? Și m-a lăsat cu mătușa și unchiul și-a bătut joc de mine. Și când a început să spună, vă dați seama, 8 decenii să ții în sufletul tău amărăciune? Și venim la biserică și vedem predici pompoase. Cum a fost predica? Beton! Cum a fost predica? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a adus aminte de o rădăcină de amărăciune de 40 de ani o duc după mine. Trecutul. Și acolo în trecut. Ca de exemplu, dumneavoastră știți câtă tulburare poate să aducă într-o familie gelozia? Și asta dacă nu mă pocăiesc de ea, dar e rușine, frate, am 70 de ani, până mori, am stat de vorbă cu bătrâni, frate, zice, am 72 de ani, el 79, și mă acuză de prostii. Mă, frate, zice, mă, mi se topește sufletul în mine, eu sunt o babă, măi. De ce acolo, practic? Este duhul de gelozie nerezolvat la timp. O grămadă de case tulburate din cauza aceasta. De ce? Că nu, mi-e rușine, domnule, să mă duc. Păi, să nu-ți fie rușine. Că te vei face de rușine. S-ar putea să fie un duh de gelozie toată viața ta. În mintea ta să-ți creezi un scenariu, o realitate paralelă cu realitatea în care noi trăim și în sufletul tău, frate, numai la asta mă gândesc, zice, numai la asta mă gândesc, că mă înșală, că frate, știu că e serioasă, dar în mintea mea este un duc de gelozie, în numele lui Iisus Hristos să plece în infern și tu să fii liber și trecutul tău să fie rezolvat. De ce? Pentru că altfel, sau s-ar putea să fie o neiertare, o neiertare. Dumneavoastră știți că neiertarea creează boli psihice? Noi avem în jurul nostru foarte mulți oameni bolnavi psihic. Ei iau cina cu noi, dar sunt bolnavi psihic. Pentru că n-au iertat, n-au reușit să ierte. Neiertarea creează psihoze. Frate, mă urmărește pe drum, când intru în biserică, să uită la mine. Nu se uită, Doamne, la tine, e neiertarea. Pun o ipoteză posibilă, care îmi doresc să nu se întâmple niciodată la dumneavoastră. Să zicem că tot amâni, de un an pe altul și s-au făcut 20 de ani și tot n-ai încheiat conflictul. Bun. Imaginează-ți că mâine sau în seara asta, că e o boală care vine, te lovește un Alzheimer. O boală care te face să uiți tot. Și nu-ți mai aduce aminte păcatele pe care le-ai făcut. Și cine ți-a greșit, nu te uiți, tu cine ești, nu știu. Nu mai știi nimic. Păcatele alea rămân nemărturisite și te despart de împărăția lui Dumnezeu. Și aduc tulburare. Și ești tulbure. Am întâlnit pocăiți nefericiți, care n-au bucuria mântuirii deloc. Că inima lor e tulbure. Au neiertare. Știți că cei mai mulți pocăiți vor fi în iad din cauza neiertării și a duhului de lăcomie de avere? Uitați-vă în proximitatea dumneavoastră, la neamuri. Câtă ceartă și câte probleme. Dacă ar fi să vă pun să ridicați mâna câți dintre cei care sunteți prezenți aici sau cei care ne ascultați, cunoașteți cel puțin o persoană din neam care fie v-a dat în tribunal, fie v-ați văzut târâți, fie ați deschis proces pentru avere, pentru avere, pentru avere. Vai câtă tulburare vine de la avere! Vai câtă tulburare! Și rețineți un lucru. Duhul acesta de lăcomie, de avere, se activează după 55 de ani. Dintr-o dată stă, se apropie de pensie și stă acolo pe terasă, se uită așa spre deal. Bă, zice, în codru acolo, mă, după... Acolo era un teren care l-avea tata. Cine îl moștenește?
Și se duce la sfatul popular, știți primăria, sfatul popular, și zice la cadastru, doamnă, cine e acolo? Păi cine e? E sora dumneavoastră. Aha! Aha, ea e moștenitoare. Dar de ce? Dar mi se cuvine! Noi suntem, am fost 13 frați, din urma unui accident nefericit, am rămas 12. Ce-ar fi să împartă tata casa la 12? Îmi vine și mie o remorcă de o remorcuță din camioneta lui Adi, prietenul nostru. Este unul dintre cei mai călduroși prieteni pe care eu i-am. După ce el pleacă de la mine mical toată iarna, pentru că el, de la el cumpărăm lemne. Deci e un prieten foarte călduros, merită să vă împrieteniți cu el. Dragilor, și se duce și de acolo, sora care a crescut în aceeași cameră, a mâncat din aceeași strachină, zic pe moldovenește, că de aici sunt, din Bacău, a mâncat din aceeași farfurie și dintr-o dată unul cu un avocat, altul cu un alt avocat. Și tulburare neam, și tulburare. De ce tulburare? De la Duhul de lăcomie. O, Doamne, te rog, ajută-ne să ne dorim cerul. Avem o teorie foarte bună, teoria penticostală. Am făcut facultatea la teologie penticostală. Am făcut masteratul la teologie ortodoxă. Acum fac altă școală mai universală, publică, așa, generală. Vreau să știți, cea mai corectă învățătură și care poate să existe este învățătura Bisericii Penticostale. Credeți-mă că vă spun după ce am studiat lucrul acesta. Ca teorie stăm foarte bine, dar în practică de multe ori avem practica martorilor lui Iehova. Predicăm cerul, dar suntem în tribunale pentru pământ. Predicăm cerul, dar vrem pământ. Doi frați se certau de la avere. Doi evrei și-au ajuns la rabin. Jumate de metru de pământ. Că nu e vorba de nu știu ce. Jumate de metru. Noi atât avem. E jumate pe 2,20. Măcar am avut numai mașini înghesuite, numai cu două uși. Am făcut sute de mii de kilometri numai cu rable și îmi doresc, o să las asta înscris, măcar sicriu să aibă 2,20, că poate îmi vine să mă întind și eu odată acolo, domnule. Să am spațiu, groapa să fie de un metru lățime, minim un metru și lungă de cel puțin 2,5 metri. Să mă pot lăfăi măcar acolo. Deci, închei paranteza asta, sinistră, și ajunge la rabi și zice unul dintre ei, e al meu pământul, ălalalt, ba, e al meu, ba. Stați, domnilor, zice, să-l întrebăm pământul. Deci noi ne certăm pentru el și pe el nu-l întrebăm. Și zice, jumătate de metru de pământ, a cui ești, a lui sau al lui? Ăștia se uitau și ziceau, se gândeau la toate scenariile posibile. Și zice, cum ai zis? Al lui sau al lui? Ăștia deja începeau să ia în serios. Spune urechea spre pământ. Ah, ok, zice, bun, mulțumesc. Da, zice, s-a rezolvat. Acum toți stăteau și așteptau și au zis, pământul, că nu-i nici al tău, nici al tău. Și mi-a mai zis ceva pământul, că amândoi sunteți ai lui. Iată pentru ce ne certăm. Este atât de ridicolă cearta pentru lucruri. Pentru mașini, pentru case, pentru terenuri, pentru pământ. Trecutul. Dragi surori, ce e acolo în trecutul Dumnezeu? E rezolvată problema cu averea. De aceea, dragi părinți, vă recomand un lucru. Cât sunteți lucizi, lăsați ordine în urmă. Sunt atât de convins că lucrul ăsta vine de la Dumnezeu, iar unora dintre dumneavoastră, Dumnezeu m-a trimis la timp ca o ultimă șansă. Lăsați ordine în urmă. Faceți un testament inteligibil, corect, nepărtinitor, de aici până aici pentru ăsta, de aici până aici pentru ăsta. N-ar fi mai mare tragedie pentru mine să mor și în urma mea copiii să rămână prin tribunale pentru un lucru pe care eu nu l-am lăsat în ordine. Dar vă mai spun un lucru, blestemul acesta al averii vine din neam în neam. Cineva trebuie să-i pună punct. Și dacă nu pocăitul, atunci cine? O altă sursă s-ar putea să fie unele diagnostice. Frați și surori, în viața dumneavoastră să nu criticați pe cineva care se roagă tare în adunare. Frate, dar nu vezi, dar toată lumea se roagă așa frumos. Numai el strigă, numai ea strigă. De unde știi tu ce e în inima ei și al ei, al lui?
De unde știi tu durerea pe care o are? Nu mai judeca, nu mai critica. Că am zis aici, s-ar putea un diagnostic. A primit un diagnostic, are cancer, că nu mai are șanse. Și el vine aici și un diagnostic te poate tulbura foarte tare. Nu mai e bucurie de nimic. De absolut nimic. Când a aflat Ezechia că are metastază, s-a întors cu fața la perete, n-a mai vrut să mănânce nimic, a intrat într-un protest. Era gata să grăbească. Gata, vei muri. Metastază. Definitiv și irevocabil. S-a decis să încerc să mori. S-a întors cu fața la perete, nu mai ai chef de nimic. Un diagnostic îți aduce multă tulburare. Tulburare în inimă, tulburare în casă, analize, operații. Știu eu ce situații, ce m-aș ruga pentru dumneavoastră, frați și surori, să fiți mai umani, mai călduroși. Nu criticați o soră, am dat mâna cu ea, așa s-a uitat la mine, domnule. Da, mă, dar s-a uitat că dacă era bine, o femeie fericită, iubită de bărbatul ei și sănătoasă, e plină de zâmbet. Așa o mutră avea, păi mutra e de la amărăciune, frate și soră, de la necaz, de la durere. Atâta suntem de insensibili, atât suntem de răi. Asta e pocăința, fraților. Nu predică pompoasă, ci umanitate. O, Doamne, ajută-ne să fim mai miloși. Parcă eu cer Domnului când mă duc undeva, la orice biserică, îi cer ceva, o paranteză profetică, universal valabilă, pentru biserica respectivă. Doamne, dă-mi un cuvânt, un gând, un cuvânt cheie, un gând profetic pentru biserica respectivă. Pentru biserica dumneavoastră, cuvântul profetic din partea lui Dumnezeu este acesta. Milă voiesc, nu jertfe. Milă, nu judecată, milă. Mila biruie judecata. Judecata îți dă argumente să nu mai faci binele, dar mila biruie judecata și continui să-i slujești lui Dumnezeu. Aceia dintre dumneavoastră care ați judecat aspru pe alții, l-ați îmbrâncit pe Dumnezeu de pe scaunul de judecător și ați judecat dumneavoastră în locul lui. În seara asta Domnul vă cheamă la milă, că altfel vă tulburați prin duhul de judecată. S-ar putea să fie o altă sursă a tulburărilor? Problemele sociale. Am citit înainte să vin, am un site unde citesc eu știrile, serios, și auziți titlul de articol. E cutremur în Europa de când a ieșit Trump președinte. Și zicea acolo că Europa se gândește tot mai mult la un fel de independență politică și așa mai departe. Cu tremur în Europa. Războaie. Vești de războaie. Foamete. Nu uitați că după ce încetează războiul, apare ciuma, boala, și boala aduce șobolani, sau invers, apar șobolanii. Rețineți lucrul acesta. Când se încheie războiul în Ucraina, apar șobolanii, apoi epidemie de boli grave. Și apoi tulburări din astea de atmosferă, de la tot felul de noxe care se ridică în aer. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Spania și în alte locuri. Și noi le citim toate astea, știrile, dau breaking news, știri zdrobitoare și tot, alarmant, încutremurător, înfiorător. Și toate lucrurile astea ne atacă mintea noastră. Frați și surori, doamne și domni, deceniul următor, știți ce înseamnă deceniul următor? Următorul segment de 10 ani, 2025, este doar pentru oamenii cu un psihic foarte tare, cu o minte foarte puternică, ancorată în Dumnezeu, cel care este slab de înger, cel care se depărtează de Dumnezeu, fie ajunge la ospiciu, la spital de nebuni, fie moare! Dar noi, cei care ne încredem în Domnul, cei ce se încred în Domnul, sunt ca muntele Sionului care stă întărit pe vecie. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine din toată inima noastră. Nu vă lăsați tulburați de războaie, de vești de războaie. Când veți vedea toate aceste lucruri, zice Iisus, să nu vi se tulbure inima, pentru că venirea mea este aproape. Eu aștept pe Domnul nostru Iisus Hristos să vină să ne ducă acasă. Amin? A venit o soră și a spus, frate, nu mai pot dormi noaptea, pentru că ascult un predicator pe care
care și dumneavoastră probabil îl ascultați, numai de Apocalipsa, numai de lucru, numai de Anticrist, numai de Satana, numai de coarne și de fiare. Noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că politica și tot felul de lucru, de conspirații pe care le aducem după avon, aduc tulburare în sală. Dar când vine Iisus Hristos în predicare, aduce pace și liniște. O slăvit să fie Domnul în veci. Orice tulburare să plece. Când vine Domnul păcii, vine pacea. Și când vine pacea, e frumos și bine și coabităm împreună și dăm slavă lui Dumnezeu. O altă sursă și încă una și închei, familia. Am stat de vorbă cu mai mulți, zicea cineva, după părerea mea și a altor specialiști, am experimentat și eu lucrul acesta și cei mai mulți dintre dumneavoastră ați experimentat. Cele mai mari jigniri posibile de pe fața Pământului nu vin de la dușmani, nu vin de la Vladimir Putin, nu vin de la talibani, nici de la Hezbollah, ci de la oamenii pe care iubiți cel mai mult. Cine sunt cei ce te-au legat? Apropo, nu știți? Sunt oile ce le-am fost lor un bun păstor. De ce? Neamurile știu exact când să lovească. Neamurile ne cunosc toate vulnerabilitățile noastre, știu exact unde să lovească. Mă, și când te lovește un neam, ăla e pum de neam. Eu l-am numit duh de neamuri. Se bagă cumnatul în familia cumnatului, în familia fratelui, că nu cu asta trebuie să te însori, că tu trebuia cu celălalt. Se bagă soacra în borșul fetei și începe ea să-i dea explicații și să o mustre pentru o grămadă de lucruri. Se bagă unul peste altul, frați care n-au fost aleși niciodată în comitet și de ciudă mor de ciudă și comentează și intră peste comitet și mai ales dacă sunt între neamuri. Nu vă puteți imagina câtă tulburare poate să aducă neamurile. Ia, fratele și sora. Jignirea care am primit-o de la apropiații mei, nici Satana nu m-a lovit și nu m-a jignit în halul ăla. Credeți-mă! Familia este o foarte mare sursă de tulburare. De ce? Pentru că unii nu știu ce s-a întâmplat cu ei, au băgat 4 decenii în buzunar și să cred din nou mici. Când zici, bă, du-te mă și ia aia, a fi serios, dar nu ți-e rușine. Bă, stai un pic, suntem bărbați, avem 2 metri, tu ai familie, eu am familie, eu sunt domn, tu ești domn. Mai suntem copii. Și vine atitudinea aceasta de Big Brother, care încearcă să facă regulile în casa altuia. Știți câtă tulburare? Uitați-vă numai pe grupurile de familie. Și că am făcut grupuri, familia. Și vine unul, comentează cu ăla, altul, ce, că asta... Și vine o tulburare, de nu mai sting nici pompierii. Grijă mare la familie. Dragă familie, nu-ți băga năsucul în familia altuia, că aduci tulburare. Ce mobilă e asta, mă, ce treabă ai tu? Dacă, uite, eu vreau să-mi pun la mine în birou un dulap de scule din atelierul unui mecanic. Uite acolo, vreau să-mi bag eu pixurile în dulapul ăla de scule. Ce treabă ai tu cu casa mea? Ce culoare e asta? Dar nu se mai poartă asta. Dar ia tu-te și vezi tu de culorile tale. Vă prea permiteți prea multe cu cei care vă iubesc. Cu cei care sunt ai voștri, sânge din sângele vostru. Și aici se face foarte multă tulburare, fără să ne dăm seama. Jignim, lovim fără milă. Ne dăm cu părerea, ne dăm cu presupusul. Și lăsăm în urma noastră lacrimi și durere și tulburare. Familia e o mare sursă de tulburare, reține. S-ar putea părinții, s-ar putea copiii. Ce, e tata, trebuie că îi spun. Nu-i mai spune tu nimic. Roagă-te numai și iubește-l și o să vezi că o să fie bine. Și o altă sursă este viitorul. Să zice că tinerii sunt condamnați la a trăi în viitor. O să reușesc, dau lovitura, crește Bitcoin-ul, o să termine facultatea, iau fonduri europene, o să fac. E condamnat la viitor, el nu știe să trăiască tânăr. Bătrânul e condamnat la trecut. Dacă aș mai fi eu odată tânăr, să mai
pot să mă însor, să mai aleg eu o dată viitorul și locul de muncă. Și săracul nu se bucură de prezent, că e sclavul propriului trecut. Singurii care trăiesc prezentul sunt copiii. De aceea zice Iisus, mă, dacă v-ați face ca niște copii, dacă v-ați face ca niște copilari, pentru ei tot e acum, acum. Într-o noapte era 11 jumate și zice băiatul, aș mânca o pizza, tati îți promite mâine că te duce la pizza. Dar vreau acum! Ce bine că n-are numai tată, că adormea cu o bucată de pâine, dar pentru că are și mamă, uneori din nefericire, la 12 fix a mâncat pizza caldă. Asta e situația, ce bine că au copiii și mamă și tată, că dacă ar avea numai tată, ce te sperie pe tine din viitor? S-ar putea să fii domnișoară și să zici, o să mă mărit eu? Și dacă dau, oare cu cine? Oare nu să dau peste un nemernic? Oare nu să dau peste cineva care se comportă cu mine cum se comportă tata cu mama? Și sunt fete, dragi tați, care preferă să rămână nemăritate. Din cauza asta le-ați distrus viitorul. Prin neghiobie, prin faptul că nu citim, prin faptul că nu ne cultivăm, prin faptul că nu vrem să creștem, am distrus viitorul propriilor copii. Nu mai au nicio speranță la viitor. Pentru ce să mă mărit? Să trăiesc toată viața mea nefericită și amărâtă și plângând ca mama? Mai bine nu! Și s-ar putea viitorul tău să te tulbure. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu în inteligența sa, în înțelepciunea sa, a știut lucrul ăsta. Și a zis așa, uitați-vă care e situația. Eu v-am dat un viitor și o nădejde. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. De ce? Că sunt copilul său. Și ce face satana? Scormonește în trecut. Uite-te, mă, ce ai făcut. Uite-te ce. Și spunea cântarea, mi-ai șters pentru veci tot trecutul. Prin sângele curs pe calvar mi-ai schimbat toate temerile într-un cânt glorios. Sunt liber acum și vreau să trăiesc orice har, frați și surori. Analizând aceste câteva lucruri, câți dintre dumneavoastră nu aveți astfel de tulburări în familie? N-ați vrea să le aducem înaintea lui Iisus Hristos? Știți că mânia poate să ducă la turbare? Uitați-vă când Iacov își binecuvintează copiii, ajunge la Simeon și Levi, care au tăiat venele cailor și s-au răzbunat pe sora lor. Și a zis pe Dina, și a omorât o grămadă de oameni. Au zis ce zice Iacov, Simeon și Levi, în mânia lor prea turbată, au omorât oameni nevinovați, au tăiat venele cailor. Uitați-vă cum mânia poate să ajungă la turbare, la nebunie, la nebunie. Și s-ar putea în seara aceasta, în timp ce vorbeam aici, am văzut surori care plângeau și probabil că ziceau în sine lor, ăsta turbat, ăsta e în casă la mine. Am văzut bărbați care în sine lor spuneau, da, soția asta o am eu în casă, numai tulburată, nu mai nemulțumește nimic, ba mai mult că vrea să-i fac și mâncare, să mă ocup și de copii. Dumneavoastră, dragi Doamne, știți ce înseamnă munca unui bărbat? Știți ce înseamnă să te trezești dimineața de la 5 și să lucrezi la betoane? Și când venim acasă, dar nu mă ajută la nimic în casă, la ce să te mai ajute săracul, că abia stă pe picioare? Ați văzut vreodată cum arată mâinile bărbaților? N-am văzut unul care să aibă unghiile, toate sunt negre. Și mi-a zis o elevă, dar zice, ce aveți la unghie? Păi noi lucrăm în cele mai periculoase medii posibile de pe fața pământului. Procentul de bărbați care mor la locul de muncă, că sunt o grămadă. Veneam acum la un centru, aici o fabrică undeva aproape de satul mare, era ambulanța pe acolo, o grămadă, și era un domn probabil accident la locul de muncă și ne tulburăm între noi că avem așteptări care nu sunt realiste deloc, n-au nicio legătură cu realitatea. Frați și surori, dacă diavolul e cel care aduce tulburare în casa dumneavoastră, în numele lui Iisus Hristos să fie mustrat și Domnul să-l mustre pe satana care aduce tulburare. Dacă trecutul dumneavoastră și acolo sunt răni nevindecate, Iisus Hristos aducă vindecare acolo unde este tulburare. S-ar putea un diagnostic.
să fii aici în buzunar, să ai o rețetă, să ai un diagnostic complicat, greu de tot. Vreau să știi că Iisus Hristos, Dumnezeu este El Rafa, Dumnezeu care vindecă. Dacă voia Lui este să fii vindecat, dacă voia Lui în urma bolii este să mor și să mă duc în cer, n-a greșit cu nimic Dumnezeu, că de ceva trebuie să mor la un moment dat ca să ajung în împărăția Lui Dumnezeu. Dacă în trecutul tău sunt probleme nerezolvate, haideți să le aducem înaintea Lui Iisus și să spunem: Doamne, rezolvă problemele din trecutul meu, ca să nu mai am tulburare. S-ar putea să fie acolo o mamă, soacră. S-ar putea să fie o noră, un ginere, un socru, un cumnat, o cumnată, care numai te tulbură, numai te înțeapă, numai te agită, numai te enervează, că știe că nu-ți convine lucrul ăsta. Domnul să aibă milă de ea și de el și de toți aceștia. Și Domnul să aducă pace. Recitesc două versete și acum altfel vedeți, cu alți ochi. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți de la tulburare. Șubreziți, avem trupurile șubrezite de la tulburare. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, părinți, ca să nu mai fie copii în tribunale. Pentru că cel ce șchiopătează, s-ar putea cumnatul, cumnata care nu cunoaște pe Domnul, să nu mai șchiopăteze, să nu se abată de cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Și poate că sunt aici oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au avut o întâlnire reală cu Domnul și zic: m-aș pocăi, dar văd că vecinul meu strigă la nevastă sa, că nu trăiește ceea ce predică, nu trăiește ceea ce spune. O, Doamne, ajută-ne să ne pocăim și să nu mai croim cărări strâmbe în urma noastră. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Frați și surori, nu vreți ca să ne găsească Domnul în pace? Ce folos ne-ar fi să se pocuiască tot sighetul Marmației și noi care suntem pocăiți din cauza tulburării și a nevegherii să ajungem departe de fața Domnului? Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Iată cum tulburarea te poate abate de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune care să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Zice, când a auzit Irod că s-a născut un împărat, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Când tu, bărbat, vii acasă tulbure și tun și fulgeri, toată casa se tulbură. Când tu, ca soție, te tulburi, toată casa se tulbură. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. În seara aceasta aș dori să cred, vreau să cred că ați înțeles care sunt sursele tulburării. Și vreau să cred că în casa dumneavoastră intră Domnul păcii. Aleluia! Ce frumos că fratele de acolo a făcut câteva, a făcut o recapitulare a predicii din seara aceasta. Este prima dată în viața mea, nici nu sunt foarte bătrân când se întâmplă, dar este genial, este extraordinar. Băiatul ăsta trebuie urmărit, sau fată, ce îi, dar cred că e băiat, că are în el sânge de predicator. Am văzut că diavolul vrea să ne tulbure trecutul nostru, familia și viitorul nostru. Pentru toate acestea, dragilor, a venit Domnul nostru Iisus Hristos și ne-a promis pacea. Urmăriți pacea și sfințirea și eu vă rezolv toate tulburările acestea. Aș vrea să stăm în atitudine de închinare. Permiteți-mi să mai fac o rugăciune și apoi voi încheia. Dar înainte de rugăciunea aceasta, aș vrea să întreb: dacă ești aici și te-ai săturat de tulburare, te-ai săturat ca alcoolul să mai facă tulburare în casa ta, ca tutunul, ca drogurile și alte lucruri să-ți aducă tulburare și vrei în sfârșit să ai pace în casă, nu se poate fără Iisus Hristos. A zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a coborât în grabă și a zis: da, Doamne, vino în casa mea. Și a intrat pacea și mântuirea în casa aceea. A zis Domnul Iisus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este fiul lui Avram. Dacă este cineva aici care vrea să meargă cu Iisus Hristos de mână și să intre mântuirea în casa Lui și în inima Lui, rog să ridice o mână să mă rog pentru El. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să închidem ochii noștri. Tată, vin în prezența Ta în numele Domnului Iisus Hristos. În casele noastre și în familiile noastre, în locul acesta sunt mame terorizate de tulburarea bărbaților tulburi. Te rog, lasă pace în inima și viața lor. În locul acesta sunt bărbați terorizați de tulburarea și inima tulburea soției. Sunt nurori care în fiecare zi sunt tulburate de vorbele necugetate, de mesajele primite pe WhatsApp de la oameni
dintre neamuri, cei care trebuiau să fie cumnați, cei care trebuiau să se înțeleagă, cei care trebuiau să fie părinți și să-i susțină la greu, în loc să-i susțină, îi tulbură și îi jignesc și le trimit mesaje jignitoare. Te rog în numele lui Iisus Hristos, ajută-ne să schimbăm judecata cu milă. Ne-ai chemat la milă, Doamne, dă-ne îndurare și milă. Vrem în momentele noastre grele să fim beneficiarii milei tale. Ajută-i și pe ceilalți să fie beneficiarii milei noastre. Ajută-ne să fim mai miloși, ajută-ne să fim mai iertători. Doamne, spulberă teama de viitor din mintea tinerilor. Spulberă, te rog frumos, Doamne, necazul din trecutul bătrânilor. Sunt acolo lucruri nerezolvate, sunt probleme nerezolvate, legături și lanțuri vechi. Adu-i eliberare în numele lui Iisus Hristos, Tată. Îți mulțumim pentru harul Tău. Doamne, știm că diavolul se luptă să tulbure casele noastre. În seara aceasta s-au ridicat unele mâini care doresc să intre Domnul păcii în casa lor. Intră cu mântuirea ta, Doamne, adu biruință și binecuvântare. Toate acestea le-am cerut în numele lui Iisus și cred din toată inima că vei rămâne cu sufletele noastre și cu inimile noastre. Amin.